Mami! Vă pup, dragii mei! Astăzi sunt cu pomeranienii, cu aceste pufoșenii, cred că se văd aici. Am să vă spun câte ceva despre această rasă, care este așa, puțin mai deosebită, să spunem, mai greu de întreținut, pentru că sunt niște pufoșeni așa cu o blăniță anume. Este mai greu de întreținut această blăniță, pentru că este așa foarte, foarte pufoasă. Este exact genul cum te faci băiță, cum este apa care nu se lipește de gâscă. Cam așa ceva. Așa o iei blănița și este foarte greu de spălat, de întreținut. De aceea îi spălăm și aranjăm numai la salon, pentru că acolo sunt alte metode. Acasă este mai greu de întreținut, să le facem băiță, să îi aranjăm. Despre cei care cunosc această rasă, știu că este o rasă destul de scumpă. Prețul unui cățeluș de genul acesta este de 2500 de euro, pentru că toți au pedigree. El este rusul, Krasimir Monsena. Stai, mami, am aici puțină conservă. Am luat-o ca să pot să-i țin pe toți aici, să-i puteți vedea. Haide, mami, hai, Krasimir. Deci, da, după cum vă spuneam, toți au pedigree. Rusul, Krasimir Monsena, o să vi-l arăt imediat, este un drăguț negru de culoare, iar soția lui este Suzy, o ucrainiancă albă la nuanță. Krasimir Monsena, rusul, merge la concursuri, la toate concursurile care se organizează în țară. Este de două ori campion pe țară, la rasa lui și la categoria lui. Este un cățeluș foarte frumos, foarte bine dotat din punctul lui de vedere al rasei, referitor la blăniță, la poziție, la tot absolut ceea ce se cere la concurs. Și întrunește toate calitățile, de aceea are foarte multe premii câștigate și v-am spus, de două ori campion pe țară. Are foarte multe diplome de la multe concursuri, la care a mers prin toate orașele aproape ale țării. Hai, haide, mami, hai, cârtițel! Eu cu Renata îl mai numim cârtițel. Hai, mami, pentru că sap așa ca o cârtiță. Hai, la mămica, despre tine este vorba. Haide, mami! Ea este, el este băiețelul lor... Îl cheamă Halumi. Ea este Dili, cățelușa care a avut probleme cu blănița, despre care vă spuneam, că datorită unor probleme hormonale a rămas fără pic de păr, fără blăniță. Am fost cu ea la un doctor veterinar care a tratat-o greșit și, în loc să-i facă bine, i-a făcut mai mult rău. I-a căzut toată blănița și m-am chinuit cu ea foarte mult până am pus-o pe picioare. Am folosit acel lupodem care vi l-am tot arătat. Uitați ce blăniță are, este o stufoasă. Va trebui și ea să meargă la salon să o tundem. Ia, stai, mami. Ia, să vedem acum care cum sunteți, mami. El este unul din puii lor. Îl cheamă Halumi. Da, mami. Un drăguț și el și un pufos. Așa, mami. Iar el este fratele lui, Bușeron, mai micuț de talie. Un drăguț și el este rusul despre care vă spuneam, Krasimir Monsena, îl cheamă, au pașapoarte, el și cu Suzy, deoarece v-am spus, el este rus, iar Suzy este ucrainiancă. Au pașapoarte, acte, tot ce le trebuie, pedigree ambii, v-am spus. Și inclusiv și puișorilor au pedigree. Halumi și cu Bușeron. Haide, mami! Ea este Pufarina, mititica de care vă spuneam, care am primit-o cadou acum 2 ani de Crăciun și care era foarte tristă pentru că mai are două surioare și surioarele lor rămăseseră, surioarele ei rămăseseră acolo și ea era foarte tristă, nu vroia să mănânce, nu vroia să facă nimic. Și a trebuit să le cumpăr și pe acele două, ca ea să fie fericită. Ia, mami, să nu vă încurc. Haide, mami! Da, ea este una din surioarele Pufarinei, o grăsuță,
foarte grasă, ești umflată. Iar cealaltă surioară este la Renata. Stă tot timpul cu limbuța scoasă afară, nu știu dacă se vede și acum. Este o grăsună și o dolofană. Pufarina este din aceea de talie mai mică și ca atare așa rămâne. Uitați ce diferență este între cele două. Ea mititică și umflata grăsunică. Da, mami. Așa. Ia. Hai, Suzi. Hai și tu, mami. Suzi. Ea este Suzi, soția lui Crasimir Monsena, a cățelușului negru și mămica lui Halumi și a lui Bușeron. Da, ea, el este băiețelul ei, Bușeron. Foarte mult o iubește, după cum vedeți, vine și stă cu ea. Hai, mami! Haide, mami, hai! Hai, cârtițel! Hai, mami! Hai, pupuța lui mami! Sunt foarte, foarte iubitori, foarte jucăuși. Uitați ce blăniță mare au și pufoasă. Trebuie spieptănați, aranjați mereu, îngrijiți. Și mai înainte de toate, trebuie avută grijă cu deparazitarea. Cea externă mă refer în primul rând, datorită faptului că blănița este foarte deasă, foarte mare și să nu aibă probleme. Dar de aceea v-am spus că este o rasă așa mai specială, necesită îngrijire mai multă decât celelalte rase de cățeluși și de aceea trebuie grijă mare. Foarte frumoasă blănița are, îmi place mult când merge așa cum îi, îi flutură vântul așa, îi flutură, pardon, părul în bătaia vântului. Da, mami, da! Sunt foarte plin de energie, foarte, foarte jucăuși, după cum vedeți. Niște pupoșenii, uite, mami, care de care mai jucăuși, trebuie tot timpul să le dai atenție. Uite, cred că ai luat un pic de ruj aici, da? Sunt niște drăguți. Hai, mami! Hai să vă mai aducă mami conservă. Hai din aici! Hai, Crasimir! Hai, mami! Hai! Hai din aici! Hai! Hai de mami! Haide, haide! Hai de mami! Hai de mami! Hai! A, ce vă dă mami! Hai, hai, hai! Dacă nu vă dă mami, nu mai veniți cu foarte. Hai de mami! Da, socul face și el gălăgie mare acolo pe fundal. Vrea și el. Este invidios, pentru că nu bagă nimeni seamă. Da, sunt foarte drăguși și jucăuși și le place foarte mult să le dai atenție, să interacționezi cu ei și să le acorzi, așa, cum v-am spus, multă atenție. Hai, Renu! Acum a venit toată armata de cățeluși. Hai, mami! Și Baranchiu, și Crepede, și Moaxa, și Renuca, și Renu, principalul, taci, socu, și Moaxa, și Orfelina. Haide, mami! Ea este Orfelina, bișonul maltez pe care de rasă, bișon maltez este, pe care am găsit-o acum 2 ani, v-am spus, a venit în preajma aproape de Crăciun, de fapt. Era foarte frig afară și m-am trezit cu ea pe acolo, pe la porțile mari, dârdâind. Era degerată cu uloi de gheață, așa atârnați pe ea. Foarte, foarte frigurată și nemușată. Haide, mami, unde sunteți? Haide, mami! Haide, mami! Haide, mami! Grăsunul de Renucu, preferatul lui Leo, care toată ziua vorbește cu el la telefon și comunică cu el, pentru că Leo îl cere mereu la telefon, taci, socu! Și el mormă acolo în legea lui, ce-o fi spunând Dumnezeu știe, dar se înțeleg, potolește-te, socu! Se înțeleg cumva, Leo râde mereu când îl aude cu mormăie. Și tot timpul mă întreabă, Dana, ce face Leo? Doamne, Dana, ce face Renu? Mă vorbește acum. Dana, unde este Renu? A mâncat, e afară, e în casă, i-am zis, Leo, mă nebunești cu Renu, știi că am grijă de el, normal. Că a mâncat, e totul ok. Hai, crevete!
Renul este... Opa! Rasă Chihuahua, așa se cheamă. El este crevete, cașcaravete, așa l-a numit Leo. Este tot Chihuahua, cu un ochișor așa căprui și cu unul albastru. Este ceacâr. Uitați cum este de mitite. Pe acesta îl luase inițial Alin ca să-l ducă la Strehaia. L-a luat de foarte mic. Mai avea un frățior care era albal, dar acela s-a pierdut. Stăteam atunci în Pipera. Am pus afișe cu el peste tot, dar nu am reușit să-l găsim. Am oferit și recompensă și nu am reușit sub nicio formă să dăm de el. Erau foarte mititei atunci. Cred că i-a luat Alin, aveau vreo 2 luni. Dar mi-a fost milă de ei să-i las să-i ducă la Strehaia. Celălalt frățior, v-am spus, a pierdut, nu știu cum, probabil că a ieșit din curte și ni l-a luat cineva. Și a rămas acesta singur, crevete, cum i-a spus Leo. De fapt, v-am spus, îl chema cașcaravete, dar l-am prescurtat așa și i-am spus crevete. Și mi-a fost milă de el să-l las să-l ducă la Strehaia, pentru că erau copii mici și Alex și Albina era atunci acolo și Leonardo și mi-a fost teamă să nu-i facă rău, pentru că ei copii fiind micuți, vă dați seama că nu știau ei ce și cum. Crevete era și el micuț și am zis că inițial să-l las să mai crească, să-i fac eu așa mai mărișor și apoi îi dau, dar n-am mai putut să mai mă despart de el, n-am mai vrut nici Leo să-l bea și ca atare a rămas la noi. Și crevețelul, cum îi mai spunem noi. Haide, mami! Ia să vă mai arăt acum. Hai, mami! Nu-i mai las aici să nu strice ceva floricelele. Mâine va veni și băiatul să tundă iarba. Am vorbit cu el. Și când va termina cu serviciu, va veni și el să tundă iarba aici. Iar pe cățeluș nu-i las aici ca să nu strice floricelele. Am niște trandafiri înfloriți, o să vi arăt. Crinul este și el foarte mare. Mai am niște tufănele. Celelalte floricele s-au trecut, zambilele, lalele, acum au ieșit altele, cele de sezon. Și nu-i las aici ca să nu strice floricelele. Dar i-am băgat ca să-i filmez. Hai, Moaxa! Hai, mă, amicitul! Ea este Moaxa, cățelușa pe care am găsit-o la munte. V-am spus și povestea ei, că cineva a adus-o și a lăsat-o acolo, cu puișor cu tot. Puișorii, bineînțeles că i-au mâncat animalele sălbatice, a rămas doar ea. Și dintre toate persoanele care eram acolo, pentru că era undeva la munte unde am mers cu cortul, era așa o platformă imensă unde se campa. Și erau foarte multe mașini, foarte multe persoane și v-am spus, de toate persoanele și toată lumea care era acolo, m-a ales pe mine, pentru că așa se spune, câinii și-a ales stăpânii. Și de când m-am dat jos din mașină, a venit la mine și nici că a mai plecat. V-am spus povestea ei, că mergeam tot timpul cu ea pe acolo și căutam puișorii, tot timpul plângea și stătea pe lângă mine. Apoi o lua înainte, gen, înțelegeam limbajul ei, pentru că vă dați seama, înțeleg perfect tot ceea ce îmi comunică. Cam toate animăluțele în general, dacă de mică interacționez cu ele, este clar că le cunosc limbajul și toate manifestările. Și mergea, vroia să merg cu ea, să căutăm puișorii, pe care, bineînțeles, v-am spus că m-a dus pe toate cărările pe acolo din împrejurimea acelui loc unde se campa și nici urmă de puișori. Este clar că i-au mâncat animalele sălbatice și a rămas fără ei. Și de atunci n-a mai plecat, a rămas la mine. Am mers, am dus-o, am sterilizat-o pentru că era după ce fătase, atunci vă dați seama la o perioadă. Am mai ținut-o puțin, apoi am dus, am sterilizat-o. Și a rămas de atunci la mine, cred că avea vreo 3 ani când am găsit-o și vreo 7 ani, cred că, de când e la mine. Are cam în jur de 90 ani, să zic,
dar se ține foarte bine, iute, e zvârlugă, cum îmi place mie să-i spun, foarte iubitoare și recunoscătoare în același timp. Ia, mami, hai bananchiuariciu! Aici o avem pe Renuca. Ea este soția lui Renucu, o iubită mică și ea tot chihuahua. Așa arată inițial chihuahua. Așa trebuie să fie micuță, subțirică. Nu cum este Renu Dita, mai grasul și umflatul, dar toată ziua mănâncă, este un pofticios și un gurmand, la fel ca Leo. Și vreau să vă spun că se aseamănă extraordinar de mult. Este un alintat exact ca el, un mofturos, numai să faci cum vrea el, tot timpul să-l alinți, să stai după el, deci este identic Leo. Știți și dumneavoastră că virgulă cățelușii împrumută din comportamentul stăpânii. Deci leit Leo este. Cei care au locuit aici cu noi în casă, mă refer aici la cei ai lui Leo, știu și ei foarte bine acest lucru și de multe ori una dintre persoanele care a locuit cu noi, nu vreau să-i spun numele să nu zică că mă folosesc de numele ei sau vezi, Doamne, că nu știu ce fac, tot timpul râdea și îmi spunea, Doamne, Dana, e leit Leo. Pentru că așa este, identic el. Da. Vreau să vă spun că pentru aceste pufoșenii foarte multe cereri am avut pentru a-i vinde, dar vă dați seama că nu mă pot despărți de ei, mai ales că pe aceștia doi eu i-am crescut, pe Bușeron și pe Halumi, copiii lui Suzi și a lui Crasimir, și nu mă pot despărți. Da, mami, ei doi sunt frățiorii. Nu, mami, nu vă bateți. Doi băieței năbădăioși. Tați socul. Deci el este Bușeron și el este Halumi, acela mai mărice. Sunt băieții lui Copila și lui Suzișa lui... Stai, mami, da, e lui Crasimir, doi iubituri. Tați socul, că mă super, gata! Așa. Și nu pot să mă despart de ei să-i dau. Te iau de mult, uite așa, dacă am spus să taci, trebuie să taci, da? Gata! Chiar dacă v-am spus, au un preț destul de piperat, nu mă pot despărți de ei și nu am cum să-i dau. Toată ziua se țin după mine, sunt foarte cumis. El este baranchiu, baranquila, un gras, tot un bișon maltez, tot Leo i-a pus acest nume, baranquila. Este un nume după o echipă de fotbal din Columbia, pentru că știți că erau pariurile, tot punea la pariuri și atunci când punea biletul, aparia pe această echipă Baranquila din Columbia și ca atare așa i-a pus numele și lui Baranchiu. Îl luasem și pe acesta de foarte mic. Nu știu, abia îi dăduseră ochișorii, cred că avea în jur de o lună și puțin. Îl plimba cineva pe stradă de Mama Focului să-l vândă. Știu că a costat 10 milioane de lei vechi pe vremea aceea și vă dați seama că are și el cam în jur de 6 ani. Foarte mititel era, tot în luna august, țin minte perfect, cald, cald, el pufos destul de mic, ne mânca, ne băut și l-a cumpărat numai pentru a scăpa de chin. A venit cu el acasă mititel și când l-am văzut așa un bulgăraș era, a murit de mila lui și pentru că el tocmai atunci făcea biletele de pariuri, i-a spus Baranquila și îl mai alintăm Baranchi. Și a rămas și el cu ceilalți alături de noi. Sunt foarte fericiți când sunt cu ei acasă, când interacționez, când mă joc cu ei, dar îți trebuie timp. Este destul și de costisitor, clar. Întreținerea lor, mâncarea, deparazitarea, vaccinurile anuale și tot ce trebuie făcut, dar cu cât ne ocupăm mai mult de aceste lucruri, mâncare bună,
vaccinurile la timp, de parazitările interne și externe la timp. Sunt scutiți de orice problemă. Mulțumesc lui Dumnezeu, nu am avut probleme cu ei de niciun fel. Mă refer aici la boli sau, ferească Dumnezeu, la operații. Și dacă ne îngrijim de aceste aspecte, lucrurile sunt bune și nu avem probleme cu ei. Le place foarte mult să alergi pe aici, să ne jucăm, dar trebuie și timp înainte de toate. Asta este, încerc să le îmbin pe toate așa cum pot. El este Ariciu, tot un bișon maltez și este puiul lui Barancui, la băiețelul lui. Când eram la București, l-am dat și pe Barancui să se împerecheze cu o fetiță de aceeași rasă, o chema Rubina, a făcut 5 puișori pe care i-a luat doamna aceea, stăpâna Rubinei, i-a luat cu cei 4 puișori, iar eu l-am oprit pe Ariciu, care inițial fusese la altcineva, v-am spus povestea lui, și a ajuns tot la mine. Inițial, da, fusese la altcineva, am mai povestit eu, și acea persoană tot pleca de colo-colo. Despre Mihaela este vorba, că nu am vrut să-i spun numele nici prima dată, dar asta este, până la urmă este o realitate, nu este nimic altceva. Îl oprise ea, dar dacă ea tot pleca de colo-colo, cu Alin și cu cel mic, cu David, Ariciu rămânea mai mult singure la casă și mi-a fost ales în cei doi, Barantiu și cu Ariciu, băiețelul și cu tatăl lui, niște iubitori și ei și niște pufoșeni. Dacă Ariciu rămânea mai mult singur acasă, acolo rămânea singurel, l-am luat la mine și pe el destul de mititel, cred că avea în jur de 2 luni și jumătate, și am zis, lasă că este mai bine să stea la mine, alături de tăticul lui, adică de Barafuila și de ceilalți cățeluși. Da, mami, da, de tine este vorba. Mă, dați jos, mami. Niște iubitori toți sunt. Gata, mami, gata. Și a rămas și el la mine. Gata, mami. Da, niște drăguți și pufoșeni. Acum... Lasă-mă în pace că te iau de mort. Așa cu tine am vorbit de celelalte floricele s-au trecut, irisul, lalelele, dar acum au ieșit ceilalți, trandafirii, crinii. Sunt mulți bobocei aici, foarte parfumați sunt. Mai am și grena, tot trandafiraș, plin de bobocei și acesta și foarte parfumat. Și crinul este destul de mare, dar încă nu a florit. Și crinul foarte mare și el, plin de bobocei, după cum vedeți, 1 2 3 4 5 6 7 bobocei are. Va fi o splendoare când va înflori, foarte parfumat și el. Aici sunt trandafirașii pe care i-am plantat, vi-am arătat atunci, s-au prins, s-a făcut foarte frumos acesta. Mai am și alții mai mititei, care de asemenea s-au prins. Frumusețile acestea de pomișori, pe care niciodată nu rețin cum se cheamă, sunt mai mulți. Dar nu rețin cum se cheamă. Am 3 așa foarte mari și frumoși. Așa sunt. Și sunt foarte bucuroasă că au ieșit mulți puișori. Abia aștept să vină băiatul să tundă iarba ca să se departajeze așa frumos. Mulți pomișori frățiori au ieșit aici lângă el și sunt foarte bucuroasă. Și aici mai este unul mititel. I-am pus așa ciupercuța ca să pot să-l văd, să nu călcăm pe ei până o să vină să taie iarba și atunci se vor vedea mult mai bine. Mai am tufănele, cred că se cheamă, așa mai micuțe.
Așa, le mai rup pe aici. Iarba prin împrejurul lor, le ud, le-am mai săpat. Abia aștept să înflorească și ele, să se facă frumoase, pline de culoare și de viață. Am aici o bucată de pulpă superioară pe care o voi tăia așa bucățele și o să mergem să-i dăm lui Marinache să mănânce. Așa mănâncă el cărniță de pui, tăiată bucățele mici, mici, ca nu cumva să-i rămână în gât și bineînțeles de la mami din mână, singur nu servește și îi dau așa combinat, când cărniță, când pește, o fiert, brânză, roșii, cam asta îi plac lui. Da, și pescărușul Marinache este o zarvă mare pentru că știe că trebuie să primească păpica. Ia uite, mami! Cu siguranță acum o să mănânce și el câteva bucățele. Da, mai mult de o groază. Este cărnița de pui, pulpa aceea superioară pe care v-am arătat-o. Cam aceasta o mănâncă el la o masă. Da, după cum vedeți, nu se deranjează. Așteaptă să mănânce de la mami din mână, ca de obicei. Mami, uite cărniță bună! Da, este un mofturos, ca de obicei. Ia stai, mami, că nu știu cum să țin și telefonul și să pot să-ți dau și parte. Op, ușor, că stropești telefonul. Ia, mami, ia! Doamne, deci Marinache e un mofturos. Un mofturos, după cum vedeți. Hai, mami! Un mofturos de prima clasă. Da, uite așa îmi mănâncă mie zilele Marinache. Să stea să-i bagi mami pe gât. El nici acum nu mănâncă singur. Un mofturos. Da, mami! Cărniță bună, uite, ți-a dat mami. Da. Așa, mami, dă-le pe jos. Mami le spală aici în castronaș. Doamne, ce maimuță mofturoasă, mami. Este sătul acum pentru că a mai mâncat. Mai de dimineață. Dar uite așa când e mami acasă, îl îndoapă toată ziua. Haide, mami! Un mofturos, da. Opa! Să-i îndese mami pe gât. Altfel nici gând. Hai, mami, când te mai faci tu un pescăruș mare, mami? Când? Că faci un an acum în august. Nu mai ești un puișor chiar așa mititel. Da, un mofturos. Să-l îndoape, mami, hai. Hai, Marinache, toată ziua, uite așa. Altfel nici gând să mănânce singur. Este plin de mofturi, plin de mofturi este. Cu castronașul lui aici, nu mai vrea să se spele în acela mare, în acesta mic, toată ziua băltăcește, golește castronașul de nu știu câte ori. Trebuie toată ziua cineva să-i umple. Și uite, așa face Marinache, numai mofturi. Mofturi peste mofturi. Uite, mami, cărniță bună aici, proaspătă, ți-a adus mămica ta. Mofturosule. Acesta este Marinache. Mai înghite două, trei bucățele, mai băltăcește. Aere el aici niște vese ale lui pe care toate ziua le băltăcește, le târăște în lighean, murdărește apa și apoi nu-i mai convine, trebuie schimbată. Da, mami, da. Asta face Marinache toată ziua. Uite așa, o nebunește pe mami când e acasă. Da, mami, da!
Da, că e îndeasă mami pe gât, e perfect. I-am lăsat aici castronașul cu cărniță, cu pește, cu ouleț ce-i place lui fiert și crud i-am mai dat. Și le găsesc neatinse, acum este și cald, nu pot să le las prea mult pentru că vă dați seama, vin musculițe. Nu-mi place să rămân așa, să se facă urât aici. Pentru că oricum nu le mănâncă. Da. Uite, așa face Marinache. Da, mami, ia. Ia. Da, el o ia, o târăște și cam atât. Cam atât, firar, să fie de treabă, Marinache. Cam atât. Îți trebuie și ție altă doică, altă mămică. Unde să se împartă mămica la toți? Unde, mami, unde? Hai cu fundul ăla sucit. Hai de mami, hai. Deci îl iubesc de numai pot cu toate mofturile lui și cu tot ce-mi face mie pe aici. A? Îl iubesc de numai pot. E un nătăfleț. Hai, mami, hai. Hai, Marinache, hai. Ia-ți bețele, bălcăcește, mami. Da, deci vreau să vă spun că îi dau drumul pe aici prin curte, stă cu căței, cu rațele, cu pisicuțele, n-are niciun stres, se duce băltăcește prin castroanele pisicuțelor și ale cățeilor, mai dă și el din aripi chipurile că ar zbura, da. Nu are de gând, hai mami, se înalță așa. Un metru, să zic, de la pământ și cam atât. Da, mami, despre tine este vorba. Da. Hai, vino la mami să-ți mai dau să papi. Și cam asta face Marinache toată ziua. Nu-l las așa liber nesupravegheat, pentru că, până la urmă, nu poți să știi. Vreo intenție de a vreunui pisicuțe sau a vreunui cățeluș și doar când pot eu să-l supraveghez, să-i dau drumul așa. Să stea, să se plimbe în voie, să facă el ce vrea. Vă dați seama că dacă l-aș duce la râu, în primul rând că nu ar mânca singur și în al doilea rând nu are nicio teamă și nicio intenție de a se feri de nimic absolut. Nici de oameni, nici de căței, nici de pisici. S-a învățat, se crede și rățui, pentru că doarme cu rățuștele acolo în căsuța lor. Le mai clămpăne așa cu ciocul de pene. Dar rățuștele nu se sperie, s-au obișnuit. Și cred că se crede și el un rățui. Hai, mami, vii să-ți mai dau să mănânci? Marinache, hai, mami! Hai, băiatule, hai! A, nu mânca gândăcelul, lasă-l și pe el de cel ciocă, nu! Nu, mami, lasă gândăcelul, lasă-l și pe el, nu-i da cu ciocul. Lasă-l că e și el mic tot ca tine. Hai, vin aici, că uite, ai cărniță. Ai ce să mănânci, mami, vină cu a lasă gândăcelul. Iar te-ai dus la el? Nu, lasă gândăcelul, că are și el acolo, poate, o mămică, tot ca tine. Că măcar dacă îl mănânci, îl mănânci, dar îl ciocă-l. Uite, cărniță bună aici, vină cu a. Hai, nătăflețule, hai! Oh, cât a scandalul face! Cât scandal de mare, hai! Da, trebuie să mă rog de el până mai înghite câte o bucățică. Bine, mami, am înțeles, nu mai vrei. Hai, hai, vin aici la mami. Nu mai vrea și pace. Hai, pui la castronelul. S-a și murdărit apa. Uite bețișoarele tale, ia-le, ia-le, mami. Uite bățul tău.
da. Da, Marinache. Uite cărnița aici, uite cărnița, uite. Uite cărnița, ia uite. Hai, mami, că alții n-au nici să o vadă. Mofturosule. Dă cu ciocul și atât. Să-i bage mami pe gât. Așa, hai, ia și mănâncă. Mai mult de o groază. De ce o cerți pe mami? De ce o cerți pe mami, mofturosule? Marinache este la ora de joacă. Are aici rățușca lui de plastic cu care se joacă, o bagă în castronaș, o târăște peste tot, se spală, iar o mai târăște pe temiri unde și tot așa. Este ca un copil mic. Da, scumpetea lui mami, da. Bate soarele. Așa, mami, așa. Așa, mămica. Rățușca ta, da. Toată ziua o clămpăne pe aici, o ia, o bagă în castron, iar pleacă cu ea. E jucăria lui preferată. Da, mămica, da, spaluși pe ea. Așa, mami, așa. Haide, mami, hai. Joacă-te cu rățușca frumos, da, mami. Ia să o arunce mami aici în lighenos. Ia, opa, mami. E foarte fericit când are rățușca lui aici. Eu cot când îi dau să mănânce ca să nu-i distrag atenția. Și apoi o pun la loc acolo. Nu văd mai nimic pentru că bate soarele. Da, mami, ai pierdut rățușca. Uite aici, în iarbă. Uite aici, mami. Așa, spală-și pe ea, mami. Spală. De ce o duci acolo? Că uite, ai făcut noroi acolo, mami, cât ai băltăcit. Marinache. Cu mofturile lui. Așa, mami, spală frumos, da. Da, mi-l iubesc de numai pământopesc de dragul lui. Un mofturos și un năzuros, dar mami îl iubește de numai poate. Dacă nu ar fi mofturos, nu ar mai fi Marinache. Da, mami, da. Sufletul mic și el. Foarte deștept, inteligent. Tot absolut știe. Când vine mami acasă, o întreagă sărbătoare, țipă de la ude toată strada. Așa, mami, cu scarmănăte. A făcut băiță, a băltăcit aici în castron. Da, te iubești de mami. Frumosul meu. Da, sufletelul lui mami. Uite rățușca, mami, hai la rățușcă, hai la rățușcă, mami. Hai că uite, plânge acolo, singurică. Așa. Gata, te lasă, mami, să te joci acolo frumos cu rățușca ta. Acum, pentru că a venit căldura, trebuie să-i duc la salon și pe cei doi, pe cei trei. Bișonii, pe Baranchiu, pe Ariciu și pe Orfelina, să-i tundem, să-i spălăm frumos. Avem și noi mașină de tuns acasă, dar mai greu cu tunsul, nici nu prea este timp. Așa că îi ducem la salon, îi tunde frumos, îi aranjează, îi spală. Acum este destul de cald și au blănița destul de mare și trebuie și ei să fie pregătiți pentru sezonul cald. Vor merge și pufoșenile.
adică pomeranienii, toți, umple mașina de cățeluși și când vin de la salon sunt foarte curați, foarte parfumați, niște frumuseți. Acesta a fost vlogul de atât, dragii mei, legat de toate pufoșenile și o parte din cățeluși, pentru că aceștia au fost doar cei mici, cei mari, cu altă ocazie. Vă pup și vă doresc o noapte liniștită și multă sănătate!